este Roxy. Bună, ce faci? Bună, bine, mă distrez seara asta. E bine că te distrezi, vara înseamnă că a început bine, pe veselie, pe distracție. Da, bineînțeles, am fost și anul trecut la petrecere, am revenit că mi-a plăcut foarte tare. Așa că hai să înceapă seara. Mă bucur că ai un vibe bun. Ce proiecte ai acum? Știm că ai avut câteva piese care au ajuns în trending și au făcut milioane de vizualizări. Da, 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 urmează surprize. Urmează să scot o piesă cu Alberto Guță, da, cu Juniorul și cu Iuli Neamțu. Așa că vă aștept pe canalul meu de YouTube, Ruxit, că o să postez acolo piesele. Ce înseamnă muzica pentru tine? Nu știu, cum te descrii tu ca artist? Doamne, deci e foarte greu, dar muzica e totul pentru mine. Când de la 3 ani, vă dați seama, m-am născut, cred că cântând, am ieșit așa din mama, din mămica mea și am zis că, mama, eu cânt. Nu pot, n-am ce să zic mai mult decât că muzica e totul pentru mine și Doamne ajută să ajungă la cât mai mulți oameni. Să ascultați ultima mea piesă, Doamne dă-mi noroc, că e pentru toată lumea și am scris acolo versurile alea fix în povestea vieții mele, adică... Care e visul tău în ce privește muzica? Care e artistul, de fapt, din România cu care ți-ai dori enorm să ajungi pe scenă la un moment dat? Doamne, eu simpatizez și îmi place foarte mult de Teo Roz, asta e clar. Am foarte multe, foarte mulți artiști pe care îi apreciez enorm, dar simt că mă regăsesc în ea și în povestea ei și mi-aș dori foarte mult să scot o piesă cu ea, Doamne ajută, sau cine știe, dar îmi place și Oana Radu. Îmi plac foarte mulți artiști. Doamne ajută acum! Doamne ajută, spunem și noi. Nu pot să nu te întreb, pentru că lumea, pe lângă parcursul tău muzical, știe așa puțin și din viața ta personală, și anume despre legătura frumoasă pe care ai avut-o cu baba, așa. Înțeleg că acum nu mai sunteți un cuplu, nu? Da, nu mai formăm un cuplu, dar avem o relație foarte frumoasă de prietenie, suntem colegi, ne susținem reciproc și cred că avem o legătură mult mai puternică acum și îl susțin din toată inima și ne iubim foarte mult. Asta e cel mai important. Vreau să spun că am văzut foarte frumos cum e luat apărarea lui Babașa în legătură cu scandalul care a fost cu Coldplay. Ce vrei să mai spui? Nu știu, cum privești acum la rece situația? Băi, o primesc la fel. Eu știu cât de mult am muncit băiatul ăsta. Eu din prima clipă în care l-am întâlnit am știut că o să ajungă mare star și s-a adeverit treaba asta, înțelegeți? Și mă bucur foarte mult pentru el. Merită toată iubirea asta pe care o are acum din partea publicului și huiduielile astea au făcut mult bine, frate. Deci să mai vină huiduiel. Vreau și eu huiduiel, oameni buni! Îți mulțumesc din suflet și mult succes în cariera ta! Mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Și o să te întreb pe tine, că văd că știu că te antrenezi, pentru că urmează să ai un match foarte disputat, o controversă pe TikTok. Numai asta, dacă dai pe For You, numai asta apare. Yamato e neveu și din când în când cu intervenții Emma. Da, urmează cel mai probabil match-ul cu neveu, de fapt. Nevăzătorul, cum zic eu, că el nu realizează în ce s-a băgat încă, nu vede. Dar toate antrenamentele pe care eu le-am postat, de fapt ăsta care l-am postat acum din Japonia, nu e cu direcție spre el și nu e pentru el. Pentru el o să mă duc într-un cotesc cu găini, să fugăresc găinile, că el are obiceiul de a fugi. Păi ce vrei să spui, Yamato, că este un adversar slab? Nu e un adversar, o să-i dau, dar nu o să mai poată să meargă 2-3 săptămâni, nu o să se mai ridice din pat. Și oricum o să-i joc pe indiferent în ce promoție să face pe promotori, să pună și ei plasă deasupra cuștii ca să nu sară. Dar de unde a pornit controversa dintre voi? Probabil de la acel meci în care el a vrut să mai dea în adversarul lui și tu l-ai oprit? Nu, toată lumea a crezut că eu l-am provocat pe neveu. El m-a provocat pe mine acum 2 luni când era pe un live cu Ion Pascu. M-a provocat și am zis câștigă și tu un meci. Și după ce a dat ăla și a făcut ce a făcut acolo cu mine, acum ce să fac? Trebuie să văd că a luat-o și cu Emma și cu toate femeile care au fost în viața mea sau nu au fost în viața mea. Și mă atac în continuu și o să-i dau de o să sară din el. Cum crezi că se pregătește el? Unde crezi că se gândește el să lucreze? La sol? La
pe pumn, nu știu. Da, el se pregătește, bănuiesc, clasul, că știe că va intra trenul în el și atunci se pregătește foarte tare. Dar oricum am văzut că Emma a postat un clip în care a zis că câștigătorul va face un film cu ea și el cred că atunci s-a pregătit foarte tare încât a terminat înainte de a începe meciul. Te gândești să-i dai un knockout așa din prima repriză sau mai aștepți, vrei să continue meciul, să fie așa o tachinare? Eu mi-aș dori din tot sufletul 3 reprize, 5 reprize, cât va fi meciul să duc până la final cu el. Nu vreau să-i dau knockout, nu vreau să-i dau satisfacția asta să iasă atât de rapid și neșifonat din meci. Îl voi tortura timp de 3 reprize în continuu, până va ridica mâna așa și o să-și căpiu, că nu mai vreau să plec acasă, am luat destul de bătaie. El n-a luat bătaie în toate meciurile lui, cât va lua în meciul cu mine. Am înțeles, iar acum pe final spune-mi, este adevărat acel premiu care câștigă dintre voi va face filmul cu Emma? Ea a anunțat public acest lucru și atunci dacă e și premiul ăsta, ce să fac? N-am cum să las pe ăsta. Adică Emma a filmat cu topurile lumii, cu Johnny Sins, cu Jason Love, cu toți aia și vine neveu aici. Să vede urât neveule. Am înțeles, mulțumesc mult și baftă la meci! Mersi! De mine este Bia Rus cu două doamne foarte frumoase și am înțeles că are să ne dea în această seară o bombă și o las pe ea. Bia, spune-ne tu despre ce este vorba. Dragi mei telespectatori Canalte, după ce m-ați văzut gabarit depășit, acum mă vedeți 90-60-90, vreau să vă spun așa. Așa bine îmi funcționează cerebelul. Am luat 26 din 26 de puncte, CEU, EU și DEU! Felicitări! Asta este cel mai îmbucurător pentru mine, că uite, nu degeaba îmi plimb cheia, o să îmi plimb și manechinele, și modelele, și tirurile. Avem pe șefa tirurilor de la Satul Mare, avem pe Beatrice Lianda, designer, vestimentar, și te rog să mergi așa ușurel pe la dânsele, să îți explice ce proiect superbisim o să avem în derulare, că pe mine m-au dat gata. Dar să știți că eu sunt doar șoferița. Ia spuneți-ne, despre ce proiect așa grandios este vorba? Uite, am venit cu o idee extraordinară, vrem să facem o revoluție în România și am spus, dacă șefa turilor este aici cu noi, de ce să nu facem și un concert Bia Rus în tir, nu altundeva? Și prima prezentare de modă în tir, nu altundeva, traseul București-Satu Mare. Și între timp, de când am dat primul interviu în această seară până la acest moment, am primit ofertă ca la Satu Mare să facem și o prezentare de modă la Conac, cu piscină, cu modele de top. Povestea continuă, așadar stați alături de noi, neapărat. Foarte frumos, i-au zis, doamnă, șefa tirurilor, vi se spune, nu oricum. Mulțumesc mult, bună seara! Eu am lansat această provocare pentru Bianca și pentru doamna Beatriz. Și nu va cânta numai Bianca, vor cânta vedete pe platforma tirului, adică obloanele tirului se vor înlătura, se vor deschide și acolo va fi prezentarea de modă și vedetele care vor concerta. Și vom face așa, București, Satu Mare. La Satu Mare ne vom opri și acolo vom face show-ul cel mare și de final. Ce frumos, ia uzi, Bia, o să fie o premieră. Ia. Poate vă întrebați de ce și se întreabă telespectatorii de ce. Pentru că am un parc auto, mașini de tir, marfă, și atunci mi-a venit inspirația și ideea. Bianca, având permis categoria CED, va conduce, voi conduce și eu, pentru că de la mic la mare, toată familia avem toate categoriile. Și atunci ne va fi ușor, vom îmbina utilul cu plăcutul și, bineînțeles, cu prietena noastră, Beatrice, și cu manechinele dumneaei. Eu nu am carnet, dragilor, dar sunt manager de proiect, așadar tot ce înseamnă organizare o să fie la superlativ. Trebuie doar să puteți să țineți pasul cu noi. Oriunde veți scrie Beatrice Lianda, găsiți tot ce facem, indiferent că e vorba de modă, de scenografie, de concerte alături de Bianca Rus.
absolut orice, căutați-ne pentru că vom avea o super excursie București, Satu Mare. Beatrice, ești cu mașina? Nu, să știți. Haide că te duc eu. Da, să știți că eu nu am carnet de șofer, exact ce am spus, nici măcar de nicio categorie, așadar, prietena mea Bianca Rus, o să-mi fie... O să fiu șoferița tirurilor, tiruriru de la Bia. Uite ce curajoasă ești, Bia, să te urci, uite, nu multe vedete au persoane, femei de fapt, să se urce la volanul unui tir și să știe să-l manevreze, bravo! Îți mulțumesc frumos și vreau să-i mulțumesc și mamei mele că mă susține și e o muză pentru mine, are toate categoriile, are Dita mai firmă de transport cu tiruri fără număr, știi? Și am zis, măi, e cazul să moștenesc, să văd dacă mă pricep cu volănașul, cu alea. Un secret? Păi cum să nu fie Bianca șoferiță dacă a fost proiectată în tir, în mașină? Deci... Dragilor, de aici din burtică Bianca deja șofa mașina mare, mică, avion mai trebuie și se rezolvă totul. Bia, deja e tot pachetul, n-am ce să mai spun. Atâta vreau să mai spun, melodia șefa tirurilor o găsiți pe YouTube. Vă mulțumesc din suflet. Vă iubim, Canal D. Am găsit, bă, că ești alături de cineva, te rog să ne-l prezint. Da. Mama, mie am ieșit cu un prieten foarte drag și, na, vreau să vă prezint pe cineva care eu sper din suflet să ne conducă, că vrem cineva din gen. Deci vă prezint aici domnul Silviu Zetea, un om deosebit. Bună seara! Bună seara! Eu îi mulțumesc lui Musti că sunt cu el împreună aici. Și îmi place să cred că viața este frumoasă, de fapt asta se și întâmplă, și că îmbracă diferite forme. Asta este o formă frumoasă a vieții pe care trebuie să o experimentăm din când în când, indiferent de moment, de vârstă și de alte condiții sociale. Așa că eu mă bucur să fiu prezent la un astfel de eveniment împreună cu Musti. Foarte frumos! Cum de sunteți prieteni așa buni? Povestiți-ne prietenia voastră! Deja am fost sunt prieten cu fiica. O persoană minunată care are o familie minunată și fiind așa m-am apropiat și de familia, de părinți și etc. și am descoperit pe taicăsul care mie mi se pare un om deosebit și cineva care chiar mi se pare că trebuie să avem alături fiecare dintre noi, nu doar eu, să nu fiu egoist și să-l avem acolo sus unde trebuie, că mie mi se pare că e un om în toată firea. Eu aș putea spune că ne apropie faptul că am găsit valori comune, principii care ne călăuzesc în viață, ce se aseamănă. Și întotdeauna, dacă ai ceva ce te aseamănă, te adună împreună și cred că este motivul și faptul că eu sunt întotdeauna jovial, cu zâmbetul pe față, Musti la fel, e o condiție suplimentară ca să ne înțelegem bine. Chiar dacă la înălțime avem o diferență de poziție, dar în rest suntem la același nivel. Așa. Eu mă mândresc că zice domnul Silviu asta, că nu mă consider așa la același nivel, dar mulțumesc din suflet că suntem prieteni și sunt cuvinte frumoase și fiindcă v-am întâlnit aici și e canalul nostru din suflet și ce să zic, ne știe lumea de aici, am vrut să prezint și eu prieteniile mișto pe care le am și să vă salut, să vă pup, să vedeți că suntem bine și cu alături de oameni foarte interesanți. Mulțumesc frumos! Mersi!